Bună dimineața, stimate doamne, stimați domni, stimați colegi, bine ați venit în sediul Ministerului Afacerilor Interne. Mulțumim reprezentanților mass media că au acceptat invitația noastră. Mă numesc Ianu Șerhan, sunt secretar de stat. Alături l-am pe colegul meu, domnul Nicolae Văscoța, care este șeful direcției politici de personal și învățământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Știți cu toții că în ultima perioadă ne-am propus să fim mai deschiși, mai transparenți în ceea ce facem, astfel încât să implicăm societatea civilă, cetățenii, în procesul decizional, în cele mai importante direcții de activitate ale Ministerului Afacerilor Interne. Pe data de 6 septembrie curent, am aprobat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne un ghid care prevede instituirea și mecanismul de funcționare al platformei de idei al Ministerului Afacerilor Interne. A durat ceva timp până când această platformă a devenit operațională și începând cu astăzi, de dimineață, această platformă lucrează, este amplasată pe site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Interne, astfel încât toți doritorii pot depune anumite propuneri, sugestii, idei de îmbunătățire a activității Ministerului Afacerilor Interne. Personal, având anumite discuții cu cetățenii, am văzut cât de bine sunt documentați și informați despre ceea ce facem în Ministerul Afacerilor Interne, care sunt bune practici din statele membre a Uniunii Europene. Și atunci a apărut ideea că în baza acestei platforme, toți cetățenii care văd anumite carențe în activitatea Ministerului nostru, au anumite idei, anumite propuneri, au văzut cum stau lucrurile în statele europene, să poată veni cu propuneri, cu soluții, fiindcă toți avem un interes comun de a asigura ordinea publică, siguranța necesară fiecare cetățean din Republica Moldova. Sigur că orice proces de reformă, și noi trecem printr-un permanent și în continuu proces de reformă, Ministerul Afacerilor Interne, fără ca să nu implicăm cetățeanul care este beneficiarul de bază, riscăm ca acest proces de reformare să nu aibă succes. De aceea invit toți cetățenii Republicii Moldova să aplice la această platformă, să vină cu propuneri și idei din îmbunătățire activității Ministerului Afacerilor Interne. La fel, platforma este dedicată și angajaților noștri din toate subziunile Ministerului, respectiv acei colegi care au propuneri, idei, comentarii legate de documentele de politici, anumite reglementări, anumite proceduri, standarde de operare pe care le aplicăm sau care urmează a fi implementate în Ministerul Afacerilor Interne, avem rugămintea de a veni cu propuneri și sugestii. Pentru mai multe detalii am să ofer cuvânt colegului meu, domnul Nicolae Văscăuțan. Și apropo, cum am menționat, platforma este accesibilă, lucrativă, începând cu dimineața zilei de astăzi. De aceea vă îndemn, cei prezenți în sală, să veniți cu anumite propuneri și respectiv vom demonstra și aplicația cum lucrează. Nicolae, te rog. Domnule secretar de stat, stimați colegi, reprezentanți ai mass media, ideile și propunerile și soluțiile înaintate pot fi atât individuale sau de grup, pot viza optimizări, inovări la nivel regional, central sau local la sistemul afacerilor interne. Totodată vreau să menționez că platforma de idei nu substituie mecanismele instituționale de raportare a problemelor de activitate curentă și nu găzduiește petiții sau reclamații. Aș vrea să facem o mică demonstrație a procesului, cum aplicăm. El este foarte prietenos aplicantului. Pe site-ul Ministerului de Interne, în rubrica de bannere din dreapta, găsiți platforma de idei AMAI, accesați. Aici introducem numele, prenumele. Puteți să o faceți concomitent cu mine, să vedeți cum
lucrează respectivul adresă de e-mail la care veți putea fi contactat. Un număr de telefon care este opțional. Selectați subdiviziunea vizată. Adică, după cum știți, Ministerul Afacerilor Interne are mai multe subdiviziuni și dacă propunerea vizează o anumită subdiviziune pentru a spori rapiditatea promovării ideii și accesibilitatea, selectăm subdiviziunea vizată. Titlul propunerii, spunem, platforma de idei sau, hai să spunem, comunicarea cu mass media, comunicarea cu societatea. Aici avem o rubrică pentru descrierea problemei, așa cum orice optimizare pornește de la soluționarea unei anumite probleme. Ar fi necesitatea spurii transparenței în luarea deciziilor. Și justificarea descrierea soluției. De exemplu, instituirea unei platforme de consultări publice. La fel, putem, în sprijinul argumentării noastre, putem atașa un document. În trei formate, maxim 10 megabyte și respectiv avem un cod de verificare ca să nu avem accesări masive din partea boților. Depune. Primiți instant un mesaj de confirmare pe site că propunerea noastră a fost depusă. Totodată primiți o confirmare pe adresa noastră de e-mail că confirmarea a fost depusă și, practic, în același timp, administratorul platformei primește un mesaj prin care este notificat ora, ziua, cine a expediat, cărei subdiviziuni este adresat, respectiv mesajul dat se dublează și pentru subdiviziunea în cauză, titlul, descrierea, propunerea, ceea ce presupune că propunerea a fost înregistrată și urmează să fie dată în lucru. Cât privește procedura de implementare, aici vă spunem că analiza propunerilor și soluțiilor înaintate se va efectua în măsura în care vin mesajele, dar nu mai rar de o dată pe trimestru se va face o totalizare în baza căreia vor fi analizate propunerile de către o comisie specializată din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Analiza propunerilor se va face după următoarele criterii. Relevanța ideii propunerii, care se bazează pe criterii de originalitate, aplicabilitate și sustenabilitate. Modul de elaborare a propunerii, care se bazează pe utilitatea, coerența și argumentarea. Rezultatele produse prin aplicarea ideii, care se bazează pe impact, eficacitate, cost, eficiență și durabilitate. Și în baza propunerilor date, comisia se va expune cu privire la idei. În același timp, cum am spus eu, periodic urmează să fie organizat un concurs, cea mai bună idee pentru MAI.
care va analiza toate ideile venite și pentru dezvoltarea unei spirit de competiție și inițiativă atât în cadrul Ministerului de Interne, cât și o implicare mai profundă a societății în procesele de optimizare și agenda de reformare a MAI. Comisia în cauză, în frunte cu președintele Comisiei, Ministrul Afacerilor Interne, va selecta propunerile conform punctajului menționat, conform criteriilor menționate, și cele mai bune propuneri cu impact major vor fi premiate în cadrul ceremoniilor de premiere. Asta fiind spuse, vă rog să veniți cu întrebări. Da? Cum am putea să facem platforma și mai accesibilă, prietenoasă și utilă dezvoltării Ministerului Afacerilor Interne și livrării unor servicii calitative către societate. Da, Nicolae, mulțumim. Sigur că platforma poate fi îmbunătățită. Suntem receptivi la toate propunerile legate și de platforma dată. Cum a menționat Nicolae, va fi un concurs, se vor selecta cele mai bune propuneri. În dependență de volumul propunerilor parvenite, vom organiza și frecvența concursurilor va fi proporțională cu acest volum. Și iarăși vin cu un demn către cetățeni, către colegii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și subziuni să înainteze propunerile pe care de mult le au în gând, dar nu le puteau expune sau dacă le expuneau, ajungeau la un anumit nivel și nu mai erau realizate. Întrebări dacă sunt. Ar fi o primă propunere pentru îmbunătățirea platformei, nu este o aplicație, dar ne gândim, să gândim și vedem cum poate fi realizat. Sigur că, fiindcă vrem, nu vrem, dar anumite procese sau anumite îmbunătățiri nu pot fi realizate fără a avea acea susținere financiară. Și atunci, în dependență de, dacă ne permite bugetul sau identificăm un partener de dezvoltare, atunci punem în aplicare propunerea respectivă. Da, această platformă a poliției, ideea ta contează, s-a schimbat un pic formatul, a trecut de pe Viber, a trecut pe pagina oficială web a Inspectoratului General al Poliției, e ceva similar cu ce am realizat noi acum, dar vizează în mare parte activitatea operațională a poliției. Prin platforma lansată astăzi de către Ministerul Afacerilor Interne, ne referim mai mult la aspecte conceptuale, aspecte legate de politici și care vizează toate subziunile Ministerului Afacerilor Interne, nu doar poliția. Respectiv, cetățeanul urmează să-și aleagă dacă are o problemă legată de un caz, de situație concretă, atunci recomand să aplice pe platforma Ideea ta contează a poliției. Dacă are o propunere de îmbunătățire, care am menționat noi, valabilă pentru tot sistemul afacerilor interne, atunci pe platforma de idei al Ministerului Afacerilor Interne. Eugenia, a fost în jurnalitate. De unde a fost ideea realizării acestei platforme? De ce a fost nevoie pentru a realiza această platformă? Și care este bugetul? Câți bani s-au cheltuit pentru realizarea Bani zero, cu resurse proprii, colegii au elaborat regulamentul și totodată acele schimbări pe site, schimbări tehnice, avem și serviciul tehnologii informaționale, avem specialiști care pot realiza acest lucru. Ideea a pornit, vă spuneam anterior, din discuțiile cu cetățenii. Mulți din ei au idei foarte bune și, din păcate, nu au fost ascultați sau ideile care erau propuse, fie că veneau de cele mai multe oficial, prin demersuri, prin solicitări, rămâneau la nivel de un răspuns uscat, care spuneau, da, propunerea noastră va fi examinată sau a fost pusă în lucru, fără a fi un feedback la această
propunere. Totodată, recent, noi am avut și acea platformă de comunicare cu societatea civilă, unde au fost reprezentații diferitor ONG-uri, asociații obștești, cele mai vocale din Republica Moldova, care vizează domeniul afacerilor interne, respectarea drepturilor omului, anticorupție și integritate, și în cadrul discuțiilor cu reprezentanții societății civile am convenit cu toții că ar fi bine să avem această platformă de idei unde fiecare cetățean poate veni cu propunerile sale, dar și fiecare angajat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Întrebări nu mai sunt? Noi vă mulțumim încă o dată că ați acceptat invitația noastră și rugămintea să aplicați la această platformă. Așteptăm, suntem în așteptare de propuneri și idei de îmbunătățire a activității Ministerului Afacerilor Interne. Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună în continuare.